Achtet, dolgas fiusepente, domis reisfrutuge, nu este tremur în sensul în care l-am alatie, dar sper să fie un tremur benefic din punct de vedere științific. De aceea, Societatea de Științe Istorice, în colaborare cu Consiliul Local și Primăria Municipiului Gârlad, v-au invitat astăzi la un simpozion care este dedicat primului război mondial. De ce? Toată lumea știm că anul acesta vorbim despre centenarul războiului mondial, a participării României la război mondial. Pentru această primă parte a întâlnirii noastre, pentru că iată, astăzi vom avea două părți, da? Am invitat personalități prestigioase, cadre universitari, atât de dragi nouă, este vorba de Universitatea Alexandru Iacoza din ea, din care marea majoritate a celor care se află în sală au fost studenți la aceste renumite, spunem noi, facultăți în cadrul Universității Eșene, prima universitate din țară. Este vorba de domnul profesor universitar dr. Ivan Avitoroi, prietenul nostru proprietor și profesorul nostru, categoric, ca unul de aici. Este vorba de domnul profesor universitar dr. Gabriel Leancă. Desigur, nu putem trece, vorbim de război, pentru că vorbim de război, nu se poate, fără armată. Categoric, un alt prieten al nostru, care ne onorează atât Gârladul, Vaslui-ul și alte instituții în afară de Societatea de Istorie sau de Primărie, Muzeul și așa mai departe, biblioteca, etc., etc., este vorba de domnul colonel în rezervă, Constantin Titoriu. Născut pe meleagul Vasluiene și un împătimit, mai ales a prezentării acestei laturi, a eroismului, a vitejilor, a celor care s-au jertfit. Nu putem trece cu vederea prietenul nostru, Bârlădean, Bârlădean, temporar, care este și vasluian, este și profesor, și muzeograf, și este prietenul nostru, Lau, cum spunem noi, așa în cadrul mai întâi, deci este vorba de profesor dr. Laurențiu Chiriac, reprezentând Muzeul Județean Ștefan cel Mare din Vaslui-Chinia. Desigur că această activitate nu s-a fi putut realiza fără sprijinul direct din partea Primăriei Municipiului Gârlad și de ce nu, și mulțim încă o dată pe această cale, deci domnului primar, avocat Dumitru Boruș. Chestiunea aceasta cu primul război mondial a fost oarecum neglijată. Și înainte de 89, și după 89, pentru că majoritatea societătorilor și a interesului s-au oprit asupra celui de-al doilea. Având în vedere implicațiile directe pe care le trăim astăzi, consecințele directe ale celui de-al doilea. Și a mai fost încă un motiv foarte serios pentru care mulți istorici importanți nu s-au preocupat înainte de 1964-65, fiindcă indicația oficială era că România a participat la primul război mondial, conform presiunilor venite la răsărit, pentru a cuceri teritorii străine, făcându-se trimitere la Basarabia. A existat multă tăcere în legătură cu participarea României la primul război mondial, până în anii 60 și ceva, care se explică prin această enormitate. Așa? Că România, în primul război mondial, a avut gânduri imperialiste, atât în ceea ce privește Basarabia, cât și ceea ce privește Ungaria, chestiunea cu 1919. În 1912 începe primul război balcanic și România își declară neutralitate față de
acest eveniment față de această nouă situație care se deschide în peninsula balcanică și este vorba pe de o parte de Imperiul Otoman, aflat într-o situație politică mai puțin favorabilă, și de o alianță, pentru că este vorba de o alianță între Grecia, Bulgaria și Serbia. România are o problemă, o problemă pe care, din perspectiva lui Carol I, din perspectiva diplomației românești, este nerezolvată și acea problemă este legată de frontiera româno-bulgară. Frontiera româno-bulgară, nu ne-am acum cum să facem istoria acestei frontiere, dar este și acesta un subiect interesant. Unde vreau să ajung? Vreau să ajung la momentul în care diplomația română, cea dominată masiv de Carol I, să nu ne închipim altceva, Carol I spunea ce este de făcut în diplomația română și nu șefii de guvern, care erau mai mult niște consilieri, trebuie să spunem, peșleau. Carol I dorește o rectificare de frontieră. Numai că această rectificare de frontieră cu Bulgaria este dificil de obținut. Imperiul Otoman este înfrânt și pacea între aliați, între Grecia, Serbia și Bulgaria, este din ce în ce mai greu de menținut. În campania militară, este campania militară, din 1916, nici în loc de militar, de 35 de zile. Asta se recepte. Sunt 35 de zile, bunicii noștri au făcut niște sacrificii enorme. 250.000 de bunici de ai noștri s-au jertfit, morți, răniți și dispăruți. Sigur, atât pe câmpurile de luptă, în campaniile, în operațiunile militare, de acum, în cadrul campaniei, intervin operațiunile militare, operațiunile strategice din Transilvania, operațiunile strategice de apărare a Dobrogei și respectiv a sudului țării, dacă vreți, Bateria pentru apărarea Bucureștiului, Argeș și Neajdo, și apoi retragerea pe frontul pe care îl cunoaștem și bine a spus doamna profesoară, Carpații Oriental, Focșani, Dunărea, Mediterania și Focșani, Oriental și Stăvânii de Cerni.